Suntem pe bulevardul sau alea industriilor în Buzău, unde aceste semne... Estamos aquí en Buzău, în el bulevard de las Industrias, unde ai indicatoare de... Sunt indicatoare unde pentru alții nu sunt valabile. Donde para unos no son no valen. Aici avem banda 1 pe sens ocupată de tiruri. En la primera banda vamos a ver unos camiones que están aparcados ilegalmente, vamos, de más de 10 años. Și o să încercăm acum să luăm legătura. Uitați, semnul de parcare și tirul, da? Ahora mismo ya lo vea ustedes como el indicator no vale. Aunque está prohibido estacionar, aparcar, lo que sea, nada. Aquí están, vamos, există un problema. Există un agent economic care pune în situație proastă acești șoferi, devin victime colaterale. Es un agente económico que ponen los choferes en una situación mala porque estos son como unas víctimas de lo que se suponen și, van a multar. Și unde acești șoferi care locuiesc în cabină cu zile, estos choferes viven en su cabina todos los días. Riscă să fie sancționați. Están en un riesgo de como que puede ser multados de la poliția. Ei parchează chiar, uitați, și unde este trecerea pentru pietoni. Aparcan justamente unde este școală. Donde es el paso peatonal la todo esto que son de las escuelas y mira. Și poliția rutieră din Buzău și poliția locală, la poliția de Buzău au fost anunțați, a sido avisada, în nenumărate rânduri să ia măsuri asupra acestei situații. Muchas veces y en esta situación parece que no le hacen nada. Toată zona unde vă arăt eu este interzisă staționarea și parcarea. Toda esta zona es prohibido el aparcamiento, el estacionado y nada. Dar poliția rutieră din Buzău și poliția locală, pero la policía de Buzău y aici este fabrica unde spunem noi agentul economic. Esta es la fábrica de la gente económico que está trabajando aquí. Unde cei care sunt plătiți să aplice legea, aquí lo que son pagados para aplicar la ley. Cetățenii când dau apel la poliție, los ciudadanos cuando está llamando a la policía, riscă să fie sancționați, tienen el riesgo de ser multados por llamar. Pe motiv că cer sprijinul autorităților. Da, igual că ciudadanul está pidiendo deci uitați un trotuar unde au și blocat și trotuarul. Aquí la acera está así, bloqueada de un camión. Și pe kilometri întregi benzile sunt blocate. Y aquí son kilómetros enteros donde la banda son bloqueadas. Uitați semnele, unde semnele de circulație. Indicatorii sunt în tot lau. Indicatorul unde ne arată că nu ai voie să parchezi. No, aquí el indicador dicen que no tiene que aparcar, pero esta no. Haideți să încercăm să sunăm la poliția locală din Buzău. În primul rând, nu se prezint. Vamos a llamar a la policía de Buzău. Oprește în spatele la tirul ăla unde este semnul. Poliția locală, bună ziua. Bună ziua, numele meu este Geană Hare Florin, cu cine am onoarea? Petrescu, sunt ofițerul de serviciu. Domnul Petrescu, eu mă aflu pe strada industriilor, la fabrica de ulei, unde sunt semnele de circulație și chiar pun viața în pericol aceste tiruri parcate și solicit sprijinul poliției locale să veniți să luați măsuri, să le sancționați și să eliminați banda 1, pentru că de vreo 6 luni de zile vă informăm și nu luați nicio măsură. Aceste tiruri sunt aici, cumva îi favorizați. Solicit un echipaj de poliție aici. Deci alea industriei, da? Da, domnule, eu aștept aici. La fabrica de ulei.
Da, domnule, această stradă dumneavoastră o cunoașteți, o faceți că nu o știți? Da, știu despre ce e vorba acum. Păi și de ce nu să iau măsuri, domnule, că aici sunt peste 100 de tiruri, chiar pe trecerea pentru pietoni. Și iar, iar pe această stradă... Fotografiați au fost sancționate. Domnule, dacă ar fi cetățeanul sancționat, nu cred eu că și-ar mai permite să pună în pericol viața cetățenilor în fața la trecerile pentru pietoni sau pe treceri de pietoni, la școli. Sunt tiruri care blochează banda 1 de mers. Domnule, vreau să văd și eu un echipaj al poliției. Pot să cer și eu sprijin poliției. Să știți că sunt și la rutieră. Da. Bine, mulțumesc. Aștept aici. Înseamnă că veniți, da? Da, da. Bine. Am vorbit cu poliția locală. Am observat la Ramimo cu la poliția locală de Buzău. Unde nu au luat niciodată măsuri cum trebuiau. Donde cada vez que habíamos llamado, și... nunca han hecho alguna cosa... Acum o să încercăm să sunăm la poliția rutieră. Que acabe con esto. Ahora vamos a llamar poliția națională. Poliția națională. Bună ziua, fiți drăguț la serviciu rutier, vă rog, dacă se poate. Sunteți chiar la oficial serviciu la municipiu și dacă aveam posibilitatea să vă fac legătura cu dragă inimă, dar neavând posibilitatea asta, vă cer să cereți șerei de la centrală să vă dea la serviciu rutier aici. Ați desin cel mai bun caz la municipiu, birou rutier, dar deja vă dau prea multe informații care chiar nu vă ajut. Adică unde aș putea să iau legătura cu acești polițiști de la rutieră? Adică... care de la rutieră, nu știu, să sesizez, să sesizez o încălcare a legii gravă, destul de gravă. Deci până la urmă și la coadă, nu ați vreți cu un polițist de la rutieră, dar... Cu serviciu rutier, la serviciu rutier. Am mai vorbit. Da. Serviciu rutier nu este aici pe plebe, nu ați spus cu telefonul pe plebe. Am înțeles, dați-mi un număr. Nu avem serviciu rutier, nu avem serviciu rutier aici. Dar în Buzău, în Buzău nu mai aveți, nu mai aveți serviciu rutier? Nu m-ați înțeles. Ok. Unde pot să sesizez și eu poliția pentru o problemă unde de încălcare a legii blocarea unei benzi de mers? În primul rând, unde vă aflați? Eu mă aflu pe strada industriilor. Cu cine am onoarea? Mă numesc Ion Florin. Domnul Ion Florin. Domnul Florin, ca și pe mine. Numele meu Gian Hari Florin. Deci, solicit în mod expres un echipaj de poliție, pentru că ambele benzi, banda 1 de dus și banda 1 de întors, sunt zeci de tiruri care blochează banda 1 și semnele de circulație spun destul de clar. Cumva favorizați acest agent economic, vă întreb. N-am înțeles. Cumva poliția, agent economic, noi? Cumva poliția rutieră favorizează acest agent economic de a-i să dă acord tacit la acești oameni care... sunt sancționați de către poliție că n-au unde să parcheze? Eu vă întreb. Nu știu dacă poliția rutieră să protejeze pe cineva. Dar poliția rutieră nu trebuie să vină să elibereze banda 1 de mers pe ambele sensuri, pe acest bulevard sau ce este? Pentru că alți cetățeni sunt sancționați. Eu am cerut sprijin... Ce, pot să cer și eu în conformitate cu legea 218 sprijinul poliției rutiere? Nu vi se pare că este, un caz grav unde sunt benzile 1 blocate și chiar sunt petrecerile pentru pietoni în fața școlii, sunt tiruri care sunt cu roțile pe trecerea pentru pietoni. Nu mai vorbim că sunt semne de interzicere. Știți că această zonă este interzisă, da? În această zonă, da, zonă de pietoni, normal că sunt interzisă. Domnilor, eu de un an de zile vă sesizez poliția rutieră, poliția din Buzău și nu înțeleg de ce această bandă, benzile 1, pe ambele sensuri, nu se eliberează. Vi se pare normal, în conformitate cu OG-195, aceste tiruri să blocheze benzile, iar poliția și poliția locală să nu ia nicio măsură asupra acestui agent economic care nu asigură parcare? Sau să nu asigure un minim de trai, că acești oameni își fac nevoile prin fața blocurilor, după blocuri, și plus de asta sunt copii. Nu putem cere sprijinul poliției rutiere? Nu puteți să ne ajutați după 6 luni de zile în scrisuri? Am trimis adrese și tot... Nu, stați un pic așa, cred că mă depășește problema. Aici unde vorbiți acum, vorbiți la unde se cera. Eu am luat act de ceea ce se zice asta și o să încerc să trimit acolo un echipaj de poliție. Mulțumesc frumos! Domnule, aici... Mă întrebați de alte... Nu, dar vă întreb, dumneavoastră locuiți în Buzău? Haideți să vorbim pe rând, că
v-am ascultat, vă spun ce și cum. Da. Dacă nu vă s-a răspuns la plângele care ați depus până acum, am scris la poliție, probabil că o să vi se răspundă. Dacă nu se răspunde, înseamnă că e o problemă. Nu știți ce mi-au răspuns? Mi-au răspuns că vor... Nici nu trebuie să-mi spuneți, nu e treaba mea. Că vor activa fonduri europene. Domnul Ceară, hai să ne calmăm, că văd că sunteți un pic agitat. Nu sunt, domnule, agitat, eu vorbesc că sunt răgușit. Nu vă răspund de ce nu vi s-a răspuns. În regulă? Nu, mi s-a răspuns, domnule, și mi s-a răspuns că vor activa... Cu toate, nici nu mă interesează aspectul ăsta. Problemele pe care le-a sezizat, nu știu de ce natură, sunt ele, cu blocurile, cu ce încercați să-mi spuneți, mă depășește. Uitați, domnule, pătrecerea pentru pietoni, tiruri... O să vă trimit acolo un echipaj de poliție, o să vă trimit. Mulțumesc frumos! Să văd ce și cum, deci sunteți în zonă. Bine, dacă suntem în zonă, să știți. Noi vă așteptăm că vrem să și filmăm activitatea poliției rutiere din Buzău. A, vreți să și filmați. Noi filmăm, deci nu o să mai veniți. Da, da, e bine. Mulțumim frumos pentru sprijinul acordat Poliției Române din Buzău. De unde concluzia asta, domnul Ceară, că ați și eu așa plăcut cu dumneavoastră? Am zis și eu așa, trag concluzia, zic, înseamnă că nu o să mai veniți. Nu, haideți să vă vreau să fiu drăguț. Ați tras o concluzie greșită. Pot să mă exprim liber în conformitate cu Constituția României, articolul 30? Nu, dacă îmi folosiți termenul ăsta, deci acum să nu. Ia uitați, domnule, sunt pe banda 2 și sunt cozi din terminale. Deja pierdem timp. Haideți, vă rog. Consider că pierdem timp. Vă rog, sprijiniți cetățenii de aici pentru că sunt copii mulți aici care s-ar putea să fie victime din cauza acestor. Bine, mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Ați observat cum poliția pune problema? Am văzut cum la poliția le-am semado și... O să încercăm să așteptăm să vedem dacă echipajele de poliție, poliție locală. Ivana, stăm esperando aquí para que llegue Poliția Națională, Poliția Locală. Noi am anunțat de atâtea ori și au spus că au făcut, ne-au venit răspunsuri că vor să facă să investească aici. Hemos llamado tantas veces y también por correo y nos han dicho que aquí van a hacer una inversión. Uitați, dă un pic în dreapta aici. Un aparcament cu deci, fondul de semn, semn de circulație, da? Dar această remorcă, nu cap tractor, fără cap tractor, este parcată pe trotuar și este parcată justamente în cima de la acera. Și nu este parcată de acum, poliția a văzut-o. Poliția l-a visto y l-han dejado ahí. Dar li se dă acord tacit. Parece que puede ser que tenga algún acuerdo entre ellos. Pentru că acest agent economic, como que este agente económico haga lo que quiera aquí. Umblă un zvon. Se está escuchando. Umblă un zvon, noi nu acuzăm. No estamos acusando, solamente que lo que se escucha. Că dau darul sau dreptul. Como que se da algo a los jefes. Acestor oameni care trebuie să aplice legea. A los que tienen que aplicar la ley. Dar de 6 luni de zile noi semnalăm și nu s-a schimbat absolut nimic. Nosotros señalamos más de 6 meses y todo está igual. Și victime sunt șoferii tirurilor. Victimas son los choferes de los camiones que aparcan aquí. Pentru că acești agenți economici como porque este agente económico nu asigură parcare, spațiu sanitar. No está asegurando el aparcamiento, lo de la lavabo, lo de sanitario y todo eso. Uitați semnul de circulație unde nu este valabil, mai ales noaptea. El indicator no vale aquí. Poliția locală ne-a spus că n-au ce să le facă. Poliția local ne-a dicho que no le puede hacer nada. Vienen por aquí, da un avertizamento, una multa, lo que sea. Iasta. Uitați, semnele sunt plantate peste tot, unde avertizează șoferul. Aquí hay indicadores en todo lado. Iar victimele, acești șoferi sunt victime. Estos choferes son víctimas de... Din cauza organizatorilor, din cauza administratorului drumului. Del que está administrando esta calle. Unde ar putea să oblige acest agent economic să asigure parcare și spațiu sanitar. El que tenía que obligar a este agente que tenga un aparcamiento y un espacio sanitario. În OG 195 spune destul de clar și reglementează
prin articole parcarea și staționarea neregulamentară, strict interzisă și sancționabilă. În ordonanța de urgență a chelotenien în la Constituția de România 195 dice claramente que aquí tiene que ser multado. Așteptăm să vedem dacă vine poliția. Multado el que está aici aproape de școală. Esperamos la policía que venga.